piața imobiliarelor va fi bulversată de anul viitor. Aceasta și domeniul construcțiilor vor fi bulversate de noile măsuri fiscale luate de guvern care au intrat deja în vigoare sau vor intra la începutul anului viitor. De la 1 ianuarie 2024, TVA-ul pentru apartamentele sub 120 de metri pătrați va crește de la 5% la 9%. Se anunță schimbări majore pe piața imobiliară de la începutul noului an. Din prima zi a anului viitor, pentru aceeași locuință, vom plăti TVA de 9%. În pachetul de măsuri fiscale au fost introduse șapte noi precizări care vizează livrarea de locuințe cu o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, exclusiv anexele gospodărești. Astfel, TVA-ul pentru imobile, al căror preț se situează sub 600 de, mii de lei și au o suprafață de până la 120 20 de metri pătrați crește de la 5 la 9%, ceea ce mărește prețul locuințelor cu circa 5.000 de euro. Astfel, pentru un apartament cu acest preț, care îndeplinește condițiile de mai sus, alături de o serie de finisaje exterioare, interioare, instalație sanitară și electrică, cumpărătorul va plăti TVA de 54.000 de lei, adică peste 10.800 de euro, în loc de 30.000 de lei. Pentru locuințele nefinisate, în care noi proprietari dar nu se pot muta imediat, TVA-ul se menține la 19%.